dacă tot am vorbit de oi, repede îngăduiți-mă să le spun ceva la copii. Să întreb dacă ei sunt oi sau capre, că la urmă taburile astea două se împart, oi sau capre. Spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vă citesc de la versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu. La cine se mă uit? La băieți sau la fete? Voi sunteți ascultători? Poate ce-s frate, dacă ar fi Domnul Iisus, l-am ascultat. Domnul Iisus a lăsat pe tata și pe mama și pe învățătoare și pe frații de aici să-i ascult. Și a spus Domnul, Luca 10 cu 16, cine vă ascultă pe voi, pe mine, mă, ascult. Dar care sunt așa căprițe, n-ascultă. Într-o biserică a fost o vedenie, acum recent, că erau toți împreună, oi și capre. Și frații din conducere au pus o strungă și au zis, staul Domnului e aici, care vrea trece prin strungă. Și oile toate s-au dus, când arunceau căprițele la strungă, săreau peste gard, nu ne băgăm pe acolo. Și au zis, Domnul, așa mi-aleg eu oile, care ascultă, e a mea, care n-ascultă, o mănâncă lupă. Oile ascultă, copiii ascultători sunt ai Domnului. Neascultarea 1 Samuel 15 cu 22, foarte grav. Ori de câte ori nu ascultați, va păcăli diavolul. Și în ziua aia spune, ăsta e a meu. Când asculți, te recunoaște Domnul. În al doilea rând, scrie despre Domnul Iisus Hristos, Isaia capitolul 53, versetul 7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, să-l tai. Sau ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Acum de tăia nu ne taie nimeni, că nu-i persecuție, acum numai de tuns. Numai că nu știu cum se face, că unii care nu soi, nici nu se tund cum trebuie, chiar dacă e vorba de tuns. Nu acceptă să-i îmbrace mama. Nu spuneam niște părinți, fetiță, pare mi se în Anglia, de 10 ani, băiat, nu vreau așa. Și acolo e mai problemă, că te spun la învățătoare, că părinții te forțează să umbli cu haine așa sau așa. Nu era vorba de batic, era vorba așa. Bă, acum în Anglia, nu de mult, Biserica Anglicană a dat drept băieții să umble cu tocuri și cu fuste. Biserica Anglicană, nu statul englez. Și ei cred că sunt cu Dumnezeu. Oamenii sunt în tabăra diavolului și nu-și dau seama. Care e oaie, e plând. Voi stați liniștiți? A întâmplat undeva. Era un băiat așa mai solid, temeau la hor în sat, cum era pe vremuri, și s-a pocăit. Așa blând, și într-o seară se întorcea de la stăruință și alți băieți veneau de la hor. Zice, băi, ăsta e cu tare. Zice, feriți-vă că vă lovește, era cel mai puternic. Dar ei beți cu curaj s-au apropiat de el, când s-au apropiat, el cânta, unul a dat să-l împingă, el așa cu blândețe a zis, fiți liniștiți. S-au temut de el prin autoritatea lui Dumnezeu. Nu că ar fi dat vreun pumn la careva, da? Oițele sunt blânde. Povestea fratele Simeonu, că l-ați cunoscut. S-au zis în America și a povestit cum a plecat într-o misiune, cum era atunci, că nu erau telefoane, și s-a întors înapoi, după 2-3 săptămâni, câțiva copii, și o doamnă, soră, cochetă din state, a zis, să fi fost soțul meu să-mi faci de asta, și cum, și așa, și așa. Bătrânul, cum vorbea așa încet, a zis, auzi, soră, mie Domnul mi-a dat o oiță blândă, nu o capră. Și în al treilea rând, dragi copii, mai e ceva cu oile astea. Și ca să vă fie ușor de ținut minte, v-am spus numai ceva cu A, B, C. Oile ascultă, sunt blânde și oile stau numai în colectivitate, adică numai în turmă, dar eu am spus colectivitate să fie cu A, B, C. Ioan, capitolul 10, sunt cuvintele Domnului, versetul 16, m-am și alte oi, nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Diavolul, dragi copii, vrea să vă izoleze, să nu mai vii la adunare. Valabil și pentru cei mari. Ceva să nu-ți placă. Oile stau împreună, ascultă-s blând. Și care e blând, stă acolo. Și când te-ai izolat de adunare,
deja tu ești o oaie în pericol. Păstorul pleacă pe urmele tale, urgent, lasă 99. Și dacă nu te găsești, sau dacă nu vrei să vii, te pierzi. Dragi copii, veniți la adunare, veniți aici și aveți voi cu învățătorii, cu toți, foarte bine că sunteți aici. Când diavolul șoptește să nu te mai duci, să știi că vrea să te scoată din turmă. Domnul să vă dea îndurare. Și dacă mai aveți oi pierdute, la noi în biserică a fost un mesaj în vara lui 2016. Va veni vremea și voi cerceta fiii risipitori plecați peste hotare. Și anul trecut am avut un botez, l-am numit botezul fiilor risipitori. Vreo 8 au fost, dar din cei răzvrătiți. Și Dumnezeu i-a adus înapoi. Că are puterea să-i smulgă de sub puterea întunericului și să-i aducă în turma lui. Domnul să continue mai departe lucrarea în Europa. Cu evangelizare liberă, cu evangelizare sub persecuție, dar să scoată oameni și să-i aducă în turma binecuvântată. Amin.